peste la Pălaud. Păi e buzură, am lăsat rălăpețile. Foarte, foarte bine. Da. Da. Hai să ducem apă. Păi nu lăpețile. Mergem în dealul. Da. Bună ziua, stimați telespectatori, așa cum este și titlul acestei transmisiuni în direct. Valea Mărădiei este, după cum vedeți, se află sub imperiul incendiilor. Incendii provocate de mâini inconștiente, mâini criminale. Stăm de vorbă cu Pârbu Niculina. Doamna Pârbu, de cât timp ard pădurile la dumneavoastră în localitate? Mai mult timp, dar acum cred că de pe la 10 și ceva, 11. Mai mult timp cu aproximație e în zile sau ore? Ore, cred. Ore. Ore, dar zilnic se dă foc. De zilnic se dă foc, da. Și pe partea cealaltă și da. Pe aici. Primarul localității a venit la fața locului? Da, a venit și de la primărie cineva, am înțeles, da. Pompierii au venit, da? Da, sunt pompierii acolo în deal, sting acolo. Am fost și pe aici împreună cu pompierii, am stins pe acolo și acum urmează acolo în deal, unde este focul mai mare. Foarte bine, felicitări! Mulțumim! Să nu mă atingi pe lumea. Hai în deal, Nino, hai la apă! Lopețele nu le mai luară. Eu mă bătire! Ați auzit, stimați telespectatori, declarația unei locuitoare de aici, din satul Moșneni, comuna Logrești. Și după cum ne-a declarat dumneavoastră ei, zilnic au loc incendii de pădure. Vinovați cine sunt? Sunt cei care le incendiază și, bineînțeles, proprietarii terenurilor, care nu-și apără proprietățile de aceste incendii. Simplu, tragi brazdă la locurile pe care le incendiezi, deci n-ai voie să incendiezi mărăținișurile aflate în mare parte pe dealuri și atunci nu mai dai posibilitatea la foc să intre în pădure. Pe partea cealaltă o vină, o au și autoritățile, pentru că nu amendează, nu ia măsuri cu proprietarii care administrează aceste terenuri. Fie că e vorba de pășune, de vegetație forestieră, ești obligat, din punct de vedere moral și legal, să-ți aperi, să-ți iei măsurile care se combin
de protecție împotriva incendiilor. Nu mai pui problema cum bate vântul. Aceste incendii de pădure provocate pun în pericol și locuințele aflate în apropiere, pentru că vegetația uscată, cum vedeți, se duce până în spatele cășilor, unde locuiesc oamenii. Aici totuși am văzut câțiva cetățeni care s-au autosesizat și participă alături de pompieri, pentru că la solicitarea mea, Inspectoratul de Pompieri al județului Gorj a trimis două autospeciale pe zona Târgu Logrești și Bustuitin, pentru că mai este un incendiu la Poiana Mare, în localitatea Bustuitin, și alte incendii care sunt mult mai de amploare mai mare în zona Oaturilor, Căpreni și Urezani. Nu știu, nu acuz primarii din aceste localități, că nu am date dacă au informat dumnealor pompierii să le sară în ajutor pentru stingerea acestor incendii. Dar având în vedere că eu am sunat șeful de cabinet al prefectului județului Gorj, domnul Iani Cârbaciu, care a răspuns prompt, a informat pe cale erarică au autoritățile, instituțiile subordonate și au trimis mașinile de pompieri pentru a stinge aceste incendii provocate și a înlătura eventuale pericole în care se aflau și încă se află cășile oamenilor. Pentru că acum vântul s-a mai potolit un pic nițel, cum zice românul, dar situația e imprevizibilă. Au reușit pompierii să localizeze câteva porțiuni, dar întinderea e mare, sunt zeci de hectare, poate sute de hectare, nu pot să apreciez cu exactitate. Suprafețele de fond forestier incendiate. Nu mai pui problema că aceste incendii distrug fauna și flora din aceste păduri minunate ale Gorjului, lăsate de Dumnezeu, pentru ca să ne asigure oxigenul de care avem nevoie. Pentru că dacă nu există pădure, nu există viață. Și tu, criminal, parcă am fi un popor de uni, de tătari, că nu mai aia pârjolau pământul pe unde treceau. Păi la noi nu mai trebuie să fie rusul să pună foc, pentru că focul pun românii, locuitorii. Ia uitați, nu o să-mi fac și eu ziua, să stau liniștit de ziua mea de naștere, trebuie să vin aici să iau o etitudine. Și culmea, eu am sunat, că am văzut când am ajuns către casă pe Valea Mărarii, am văzut toată Valea Mărarii cuprinsă de pumă și pădurile în flăcări. Și tu, primar, nu suni, aștept să vie presa, să sune presa, prefectul, ca să trimeată pompierii.
Păi nu, domnule, domnule prefect, sunt, e, intră sub în atribuția dumneavoastră, sunt reprezentatul guvernului teritoriu. Amenzul spurătoare. Amenzul spurătoare la cei care nu respectă legea. Și nu ia măsuri de prevenire a acestor incendii. E simplu, aici am găsit proprietarii. În locurile unde nu sunt proprietari, amendat atât primarul dacă n-a informat pompierii și n-a luat măsurile de care prevăzute de în caz de dezastri, de situații de urgență, și proprietarii terenurilor. Nene Ioane, te-am găsit la fața locului stringând la foc, nota 10, atunci poți să spui, domnule, a dat vecinul și s-a extins și la mine. Dar în moment ce nu te-am găsit, înseamnă că tu l-ai provocat și ai lăsat focul nesupravegheat și s-a extins și la vecin. Trebuie dosar penal la proprietari și amendă. Că în ritmul ăsta nu se mai... Vă dați seama că toți puii de iepure, de căprioară, cad victime acestor incendii provocate de niște criminali de mediu, că altcumva n-ai cum să le spui. Doamna care i-a luat interviu a fost de bună credință, n-a vrut să dea primarul sau primărița în primire. Dar eu sunt sigur că primarul sau primăriță ce este, nu a sunat la ISU. Să anunțe, domnule, trimiteți-mi niște mașini de pompieri că nu fac față cu incendiile în localitatea Logrești. Deci e clară situația. Ce anume? Să copilul să-l ține la distanță de foc. Că bate vântul cum bătu mai înainte și Doamne ferește. Mai avem și victime. Vă dați seama că toată pădurea pe une arde, toată se usucă? Toți acești copaci se usucă? Uitați-vă și dumneavoastră dezastru care este pe Valea Amăradei. Și acest dezastru are loc anual în timpul acesta, în începutul lunii martie, sfârșitul lui februarie, începutul lunii martie și se duce până în mai. Și autoritățile competente dorm. Să facă nu văd. Că dacă ia măsuri, nu le mai dă votul electoratului. Ia măsuri, domne, cu mine și să vezi că te votez. Că atunci, da, domne, merită că, uite, aplică legea și ne respectă interesele. Nu vine focul să peste noi, să ne ardă locuințele. Și presa din România o plătim degeaba, cu mici excepții și excepția o fac eu, nu o să stau liniștit de ziua mea de naștere, pentru că astăzi e ziua mea de naștere, împlinesc o venerabilă vârstă. Vin aici să-mi fac datoria față de țară. Ai la jurnaliști unde sunt? Sunt sigur că nu o să preia imagine nici celelalte posturi de televiziune naționale. Să dea dezastru care are loc pe Valea Amăradiei. Dezastru de mediu. Și are din gos, sunt sigur, o să monitorizez să vedem dacă preia cineva imagine. Și atunci ne punem întrebarea, de ce mai plătim presă din spinarea contribuabilului? De ce plătim televiziunea română din impozitele și taxele noastre când televiziunea română ar trebui să fie aici? Corespondentul. Ăla, corespondentul plătit degeaba. Pune-mă pe mine, domne, corespondent la televiziunea română și să vezi că zilnic când fac datoria. Pe salariul meu mă duc. În locurile fierbinți, unde e nevoie. Nu aștept ordin de deplasare. Ce faceți? Îi țineți parazit pe corespondență de presă ai televiziunii române? Hai, lasă să zicem că-s privați. Dar televiziunea română e televiziunea de stat, radioul de stat, plătit din spinarea noastră a contribuabilului. Trebuie să vin eu un amărât de jurnalist să relatez de aici, la fața locului, și să iau atitudine împotriva acestor criminali de mediu și ai celor care nu-și fac datoria.
Și e periculos că văzui că se duce, aveți vegetație uscată până în spatele cășilor. Bine că vă opri Dumnezeu vântul. Dar uite că mai începu iar. Iar început sadie. Să ai grijă, să aveți grijă cu copilul, vă rog eu frumos. Stai acolo, stai acolo. Bine, stai acolo. M-a ajutat. Dacă, uite, dacă n-a pus să nu mai ajuns să acasă, că luăm și eu niște haine, că sunt îmbrăcat. Am plasticul ăștia pe mine și dacă bate pântul iau foc. Ne trezurăm că se scurtă de tot aici. Mira, uite de la ala mare! Simplu că dacă ar sări și cetățenii, proprietarii pădurii de aici, au vie. Sunt cumnați mei, proprietarii și au servicii. Îi pătulesc cu Sorin, sunt au servicii, nu vine, că l-aș puțin de săptămână. Măcar cetățenii ai lanț. Nu vin. Vine focul peste ei și stă, stă, da, așteaptă să le ardă cășile. Mai sunt și care sunt în vârstă și nu pot. Dar mai sunt și tine și în vârstă. Au bună voință. Să stai în spate copile, nu te mai apropia. Te rog eu frumos. Nu te mai apropia că e... Bate vântul și vine flacăra pe tine. Nu, stai la distanță și te uiți la mami. Mai bine. Nu, că uite, o să-mi ține și cred că nu reușesc. Dacă luam o pietine, ne lăsare în vale. Da. Cu lopata vedeam din la distanță și mai repede. Hai de mine, aici... În ce văzui eu de la... În fiecare an aici ia pădurea foc. Hai. Dar nu ca să vină din la deal. Aici să dă și eu ia... Deci e provocată, e mână criminală. Deci din sat e mână criminală. Și în altă parte nu cred că vine. Da. Lasă că să vedem acum când îi amendează pe proprietar, să vedem, măi. Pune foc. Nu cred că proprietarii de vină. Păi nu că e de vină, că în ce sens? Dacă te-am găsit aici stingând la foc, da. E în regulă, ai motiv să spui, domne, a pus vecinul. Dacă nu te-am găsit, stai acolo la poartă și te uiți cum arde focul, te-am amendat. Deci e de vină proprietarul. Și nu mai vorbesc pe deal când incendiază terenurile, pășunile, ești obligați, deși n-ai voie să pui foc, dar așa moral, tragi brazdă, domne, de jur împrejur și izolezi terenul. Și nu să mai extindem pădure. Oricum, pompierii sunt acolo pe sus. Da, aici păi... Aici din nou. Da, da, păi acolo e dezastru, ce văzut, da. E dezastru. Și nu, până am ce face. Da, că o să mă duc... Din nou acolo. Da, o să mă duc și acolo. Nu știu dacă pe unde păi, bate și vântul, trebuie izolat, trebuie dată frunza în interior și lăsat. Dar numai cu lopată se poate. Numai că lăsară nu pe tine, că ne ajută să se încără aici și tot să le aducem apă. Da. Anu-i, nu mă pot băga. Sunt inconștient că aici, vara, când dau mânătărgile, mai fac un ban, ai cu ce să-ți cumpere o pâine. Da. Mai dă mână targa aici sau gălbiorul sau ribi în general. Da. Sunt inconștienți. Când pădurea de-a ne-a hrănit, a rănit poporul român și rănește în continuare. Da. Că culegii dă o mură, pădurea dă o căpșună, dă o fragă, dă un rib. Da, și lemnele. Da. Exact. Nu, nu puteți să-l... Nu, păi aia ce vă puneți, ai de mie, dacă oia... Dacă oia în vale, să duce peste căși. Aici trebuia toți oamenii, ce să faceți dumneavoastră două femei? Păi nu sare nimeni. Da, să ardă ca șobolanii. Da.
ăștia trebuie amendați. Da. Păi, dar nu știm cine. Și dosar penal, bineînțeles. Cine știe? E simplu, proprietarii. Nu te-am găsit, nu te-am găsit să stingi incendiu, dosar penal. Da, 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 da. De acolo identificat de unde vine, de unde... Că acolo e proprietarul. Și eu l-am luat la anchetă. Luat la întrebări, dosar penal. Și dacă intră în... Dacă intră aici în leasa asta, nu mai ai ce face. Deci, deci dacă nu sunam eu să fie pompieri, iar deau ca șobolanii. Da, acolo un bani aproape de căști. Da, uite Dumnezeu mă îndemnă. Eu veni de la Craiova și văzui la Căprin și la Orezani, dealurile în flăcări, pădurile. Și îmi zis un cetățean, a, domnul jurnalist, păi arde și la Logrești, la, unde la Logrești, domnule? La, în zona aproape de Busturchini. Și imediat sunai șeful de cabinet al prefectului. Să eu mă duc către pompier, să aveți grijă de-al mic. Da, păi, pe partea asta nu se poate. Nici pe cea de mărăcine aia cred că nu pot. E mai rău. Pe culme pot? Hai de mine, uite ce. Nu, ce? Dacă ar fi să le luăm, ne amendează. Deci dacă ar fi să le luăm, vă amendează. Hai de mine, la... Asta în atenția direcției silvice. Domnule, lăsați, domnule, proprietarul să ia din contră, trebuie să-l îndemni, să ia uscătura, să nu mai taie verde din picioare. Dar ce să mai taie verde, că distruge incendiu, usucă tot Brâjolești. Lăsați, e păcat să ardă, să putrezească uscăturile astea. Îndemnați proprietarii să curețe pădurea de uscături, să le ia acasă. E inadmisibil să-l amendez pe ăsta care curăță pădurea de uscături. Și ăla care cară cu mașina de ale verzi de construcție, cu ăla nu luăm nicio măsură. Lăsați-l să vorbească, să spuie și el vopul. Numai să nu te apropii de foc, da? Pe unde sunt? Nu. Poate. Da, da, da. Pe culme se poate să ajung. E cam greu că sunt lese de mărăcini de uscat acolo. Hai de mine. Dacă intră focul în lesele ăștia, da. Direct pe cășile oamenii o să duce. Unde? Până acolo. Ah, înseamnă că o iau pe partea aia prin pădure? Nu, drept. Și o colesc. Drept. Dacă puteți, drept în sus, așa. Da, da, da. Nu știu să coboare aici. Păi, nu, ce să duce stânga, acolo stânga, uite dacă... Stați că le spun eu să vină încoace. Că aici e pericolul ăla și pe urmă să stingă acolo. Uitați, stimați telespectatori, dacă intră în focul în mărăcinii ăștia, uscătura, vegetația asta uscată, să ajunge până la cășile oamenilor.
mulți proprietari sunt, nici nu se află la locuințe, sunt la serviciu, în alte părți. Când, da? Uitați-vă pe Universul Oltenie, că suntem în direct. Uitați-vă că aveți pe telefon, băgați pe pagina de Facebook Universul Oltenie și vedeți. Să aveți grijă de copil, să nu-l lăsați nesupravegheat. Este simplu, ați văzut și dumneavoastră cum localnicele de aici, din satul Moșteni Logrești, au spus de unde a venit focul. Deci organele de anchetă, dacă și-ar face datoria, imediat ar descoperi păptașul. N-ar fi cine știe ce filozofie. Da, e mai simplu să stai parazit, să nu te înregistrezi cu dosare penale, să le ai în lucru, să muncești, să treacă luna și să primești salariul. Este simplu. Să te uiți cum îți arde oxigenul. Și pe urmă te bați că te îmbolnăvești și de cancer și alte boli. Nu o să respiri un aer curat de țară și când e sezonul să revigorezi organismul, sistemul imunitar, să-l refaci cu o fructă de pădure, cu un hrib, o mână targă, cum e denumită în termeni populari, un gălbior și așa mai departe, stai și te uiți așa la prăpădul care rămâne în urma incendiilor provocate de aceste mâini criminale. Nu, trebuie, asta e urgența numărul 1 a Guvernului României și a prefecturilor județene, consiliilor județene, consiliilor locale, primăriilor, și așa mai departe, poliției, ISU, parchetelor. E urgența numărul 1, pentru că e în joc viața noastră, sănătatea noastră. Deci trebuie măsuri, modificat codul penal la rubrica incendiere și pedepse compatibile cu crima. Pentru că avem de a face tot cu o crimă. Și o crimă extinsă, pentru că aici mor poate mii de viețuitoare. Și pui acestora care sunt în perioada asta mici, pui de căprioară, de iepure și așa mai departe. Fazanii au început să o și majoritatea fazanilor și a păsărilor cuibăresc prin aceste lăstărișuri. Pe care aceste mâini criminalele le incendiază. Eu mă aflu acum la sud de incendiu.
mă îndrept către pompieri, unde se luptă cu flăcările, dar din câte văd a început vântul să bată cu putere și riscul să se extindă este mare. Și din nefericire, Doamne ferește, să nu avem de-a face cu incendii la căsile oamenilor. Așa, după cum am relatat, se poate extinde datorită acestor mărăcinișuri, vegetație uscată, care se întinde până în spatele locuințelor oamenilor. Multe dintre ele nelocuite în momentul de față, pentru că oamenii sunt plecați prin străinătate și în țară pentru a-și câștiga existența. Pentru că aici OMV-ul și RomGaz, companiile care extrag zăcămintele și în special OMV-ul care le jefuiește, nu le extrage, angajează vin din alte părți, de la Ploiești, de la Mediaș, de la Târgu Mureș, și locuitorii, copiii, tineretul de pe Valea Amaradei sunt obligați să emigreze în străinătate. Măcar atâta lucru, după ce că fac atâta rău prin poluarea care au produs-o de-a lungul timpului acestei zone, pentru că nici fructele nu se mai fac. Niciun gest din ăsta omenesc. Nu mai vorbesc, am văzut societăți de pază, n-am văzut nicio societate de securitate care asigură siguranța obiectivelor OMV și RomGaz. N-am văzut o societate cu sediu aici pe Valea Amaradei de securitate. Pentru că chiar dacă își face unul, nu va avea șansă la contracte, pentru că l-a duce tot pe ăla de la București, la Târgu Mureș, care dă șpaga, și cel de pe Valea Amaradei, cum am spus, e obligat să-și caute loc de muncă în altă parte. Pentru cei care nu știți, Valea Amaradei adăpostește cele mai mari zăcăminte de petrol și gaze din Europa. De aici, profitul cel mai mare al OMV-ului, de aici provine profitul de miliarde de euro anual, pe care îl obține anual după urma acestei zone. Ia uitați că am ajuns și la cel de-al doilea incendiu, care se manifestă violent în partea de vest a localității Logrești. Incendiu cu care se luptă pompierii de la ISU Gorj. După cum se vede, e cam dificil, pentru că bate vântul și vine flacăra chiar pe pompieri. Și există riscul să, Doamne ferește, să avem și persoane rănite.
este greu să stingi un incendiu de o asemenea amploare. Dacă e să acționa atunci, din fașe, cum este zicat la românii, nu să mai extindea pe o suprafață de zeci de kilometri. Încheie această transmisiune live pentru că doresc să mă duc să mă schimb și eu și să particip și eu la stingerea acestor incendii, cu promisiunea că voi reveni și cu alte relatări. Dacă va fi nevoie, îmi voi face datoria cu care m-a înzestrat Dumnezeu, adică datoria față de patrie și de neamul românesc, care, acel neam care mai simte românește, că din păcate, cum vedem, majoritatea nu mai simt românește, pentru că dacă ar simți românește, ar fi prezent aici, alături de pompieri la stingerea incendiului. Și sper că organele abilitate, începând cu Guvernul României și toate instituțiile subordonate, vor lua măsurile ce să impun, și aici fac apel și la Parlamentul României, la parlamentarii noștri de Gorj, să facă un proiect de lege care să îi bage unde este locul pe cei care incendiază aceste terenuri cu vegetație forestieră. Vegetație care contribuie, ne dă oxigenul, pur și simplu ne dă oxigenul. Fără pădure nu putem exista. Și tu, criminal, o incendiezi. Și lași focul să se extindă și fugi acasă. E dezastru. De asta am zis să-mi fac datoria, să vin să transmit de la fața locului, cu speranța că vor vedea și autoritățile abilitate acest dezastru care a cumprins zona băii, pădurile din zona Amăraria. Mai pui problema că această zonă e plină de puțuri, de extracție, de gaze și există pericolul unor explozii, Doamne ferește. Să aveți o după-amiază plăcută alături de cei dragi și trebuie să luăm atitudine, că altfel să alege praful.